Intoxicație în masă în raionul Soroca. 16 elevi cu vârstă cuprinsă între 12 și 14 ani din satul Regina Maria au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au mâncat biscuiți cumpărați dintr-un magazin din preajma școlii din localitate. Câțiva copii au procurat biscuiți cu crem și gem. S-a depistat că o parte din produse era cu un termen expirat, au fost prelevate probele și scoase din consum. Mai este o problemă acolo, era pusă în preajmă momeală pentru rozătoare, a declarat șeful Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor, Arcadie Ravenco. Potrivit medicilor, copiii aveau grețuri și slăbiciuni. După ce au fost examinați de specialiști, o fată a fost spitalizată și este în stare stabilă, iar ceilalți 15 adolescenți vor urma tratamente la domiciliu. Reprezentanții Centrului de Sănătate Publică din Soroca și ai Direcției Regionale pentru Siguranța Alimentelor spun că elevii ar fi mâncat biscuiți cu termen de valabilitate expirat, dar cauza exactă a intoxicației va fi stabilită în urma investigațiilor de laborator. Totodată, activitatea magazinului din satul Regina Maria a fost sistată, iar proprietarul acestuia va fi amendat.